De astăzi, locuitorii din satul Nicolae Bălcescu nu au de ce să-și mai facă griji în privința problemelor legate de scurgerea apelor în gospodăriile lor, în urma investiției realizate de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Problema scurgerii apelor provenite din ploile dădea mari bătăi de cap cetățenilor care se confruntau deseori cu inundațiile. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a mers la fața locului pentru a sta de vorbă atât cu constructorii, dar și cu locuitorii satului, pentru a vedea stadiul în care se află lucrările, dar și pentru a depista eventualele probleme. Satul Nicolae Bălcescu, care aparține de vânt jumare, mereu era o problemă cu preluarea apelor, pentru că rigola de-a lungul drumului județean era din pământ, nu erau accese la proprietăți, în sfârșit era o problemă și am considerat că este cazul să facem o investiție din acest punct de vedere, în acest sat, și iată că suntem pe final cu această lucrare de betonare a rigolei. Avem 2077 de metri liniari de rigolă betonată, avem aproape 50 de accese la proprietăți, de asemenea betonate. Încercăm o regularizare a apei care provine din ploi și chiar și din topirea zăpezii, astfel încât, pe de o parte, asfaltul să nu fie afectat, pe de altă parte, nici proprietățile cetățenilor să nu fie afectate. Mai mult decât atât, în momentul de față, prin programul operațional asistență tehnică, am depus cerere de finanțare pentru a întocmi toată documentația tehnică aferentă reabilitării acestui drum județean, astfel că avem speranțe să obținem fonduri europene în perioada imediat următoare, ca să putem să reabilităm acest drum județean. Au fost realizate lucrări ce prevăd 2,7 km de rigole betonate, precum și 50 de accese la proprietățile localnicilor. Cetățenii sunt mai mult decât încântați de această investiție, dorindu-și să uite de condițiile pe care trebuiau să le suporte înainte. O investiție foarte importantă, și de ce spun foarte importantă, vedeți și dumneavoastră așa cum arată și partea stângă, era o mare problemă cu scurgerea apelor provenite din ploi. Ori făcând această rigolă, noi considerăm că este foarte binevenită, vedeți și accesele la proprietăți și așa cum spuneam și canalul, deci apa se va scurge și nu vom mai avea probleme cu inundații așa cum aveam până acum. Aici venea apa și intra în pleaț, în grădini, e ceva foarte bine. Foarte bună și foarte bine lucrat. Lucrări ample au fost desfășurate în ultimii ani în județul nostru, Mehedințiul fiind un șantier în lucru. Președintele Consiliului Județean, Aladin Georgescu, a acordat o atenție sporită investițiilor de modernizare a infrastructurii rutiere, astfel încât mehedințenii să beneficieze de cele mai bune condiții.